emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care și-au dorit și și-au arătat intenția de a veni în fața dumneavoastră și de a vă explica, de a vă arăta intențiile dumnealor pentru următorii 4 ani, asta în cazul în care, în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi poposim la Deva și invitatul meu de astăzi este domnul Răzvan Cosmin Mareș, candidatul AUR pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Să rămâine, bine v-a regăsit atât pe dumneavoastră cât și telespectatorii Hunedoara 1 TV. Mulțumim că ați acceptat invitația de a fi în fața devenilor, așa cum este și firesc de altfel, să fiți în mijlocul lor. O chestiune cu care, dacă stăm bine să ne gândim, dumneavoastră ați început, ați fost cumva așa pionierul unui astfel de proiect. Asta povesteam. În mijlocul devenilor, în vremea în care erați viceprimar al Devei. Așa este și oamenii, să știți că n-au uitat acest lucru. În periplurile prin cartierele Devei pentru a lua pulsul și dorințele devenilor, pentru că problemele noi le cunoaștem în mare parte. Oamenii n-au uitat că am fost acel viceprimar care m-am dus cu măsuța și scaunul de la primărie și mi l-am pus în cartiere și am așteptat să vină oamenii și oamenii au venit și am rezolvat foarte multe probleme. Chiar ieri în Dacia îmi mulțumeau pentru băncile care încă din 2017 când le-am dus rezistă. E păcat că nu sunt la fel de îngrijite cum erau în acea perioadă, dar cred că rolul unui ales local, indiferent că este primar, că este consilier local, este de a fi între oameni și între cetățeni. Este de asemenea păcat că, și-mi doresc viitorul primar, pentru că am o certitudine că vom avea un primar nou la Deva, să fie deschis nu numai cu cetățenii și cu consilierii locali. Și am să explic un pic acest lucru, pentru că astăzi vorbim despre consiliul local, vorbim un pic poate despre rolul consilierilor locali, să înțeleagă toată lumea că consilierul local nu este doar un ridicător de mână în consiliul local. El trebuie să fie persoana care duce doleanțele, problemele oamenilor înspre consiliul local. Atâta timp cât în partea cealaltă a mesei, unde vorbim de executiv, primar, viceprimar, city manager, există deschidere, sunt convins și am convingerea că lucrurile poate să meargă bine. Trebuie să nu fii obtuz ca și conducător al primăriei municipiului Deva sau oricare alte primării la ceea ce spune un consilier local, pentru că și el are niște voturi în spate, a fost ales acolo și datoria lui este să vină să arate unde sunt probleme. Cred că un primar trebuie să țină cont de problemele cetățenilor și cele a consilierilor locali și nu cum s-a întâmplat în ultimii 7 ani de zile, orice propunere care vine din partea unui consilier local să fie tratată ca un afront sau ca un lucru negativ, să îi se taie microfonul sau mai mult decât atât să voteze împotriva acelor inițiative cu un zâmbet pe buze de satisfacție că ai votat sau n-ai trecut un proiect de hotărâre a unui consilier din opoziție, cu toate că era benefic pentru cetățenii municipiului Deva. Asta vreau să întreb. Nu cetățenii ar trebui să fie în mijlocul atenției, indiferent că vorbim de Consiliul Local sau nu numai în mijlocul atenției, ei trebuie să fie prioritar, pentru că așa e rolul, asta este rolul celor care au voturile cetățenilor să meargă acolo. Știți prea bine, în 2000, mandatul meu scurt de 2 ani de zile, fiind schimbat de actuala coaliție comasată, de ce? Pentru că am fost declarat cel mai activ viceprimar din România în 2017, pentru că am adus zeci de milioane de euro pe proiectele care zile și nopți am stat și n-am folosit până acum numele, că am zis că nu-i frumos să ne folosim de să folosesc numele ca alții care își pun o mână pe și fac o poză așa pe ascuns să spună că sunt susținuți, dar nu este deveni știu că acele proiecte realizate împreună cu Mircea Muntean, pentru că nu au fost doar proiectele lui Răzvan Mareș, au fost proiecte realizate împreună. Iată că, și aici chiar e un motiv de bucurie și o să fac o paranteză,
am citit programele electorale a tuturor candidaților sau a tuturor partidelor înscrise în această competiție. Ați vrut să vă inspirați? Nu am vrut să mă inspir, am vrut să văd fiecare ce propune, dar am văzut că ei s-au inspirat din acele proiecte și asta este o satisfacție și o bucurie fantastică pentru mine, că proiectele gândite, încă o dată spun, împreună cu Mircea Muntean, cu care am făcut echipă în 2016, sunt pe actualele flyere ale unor candidați. Faptul amuzant, și acum am permis să fac și o glumă, este că unii nu știu că unele dintre ele deja sunt în... Au fost votate în Consiliul Local și funcționează. Am să vă dau câteva exemple. Acel serviciu administrare cetate, care noi a fost și în campanie, am susținut foarte mult acel proiect și l-am și realizat, văd pe flyerele majorității candidaților la primăria Deva că vor să reînființeze acel serviciu desființat de actualul edil doar pentru că era al lui Mareș și Muntean, al lui Mircea Muntean și al lui Răzvan Mareș. Dom'le, noi nu am făcut lucrurile alea pentru noi, am făcut lucrurile alea pentru Deva, pentru o promovare. A fost record în 2017, recordul de vizitatori pe cetatea Devei, a fost o muncă a unei echipe în spate, că n-am fost doar noi acolo. Hai să mai vă spun încă câteva. Ceea ce am vrut noi să facem cu motoarele în cogenerare pentru ca Deveni să nu rămână și iarna aceasta fără căldură. Unii au închis termocentrala Mintia, știți prea bine care au fost problemele. Noi aveam atunci soluția cu acele motoare în cogenerare, chiar și văzusem câteva dintre ele. Văd acum pe lista și proiectele contracandidaților la Consiliul Local și la Primăria Deva și acel motoare în cogenerare. Proiectul nostru care trebuia să fie finalizat până în 2020, dacă rămâneam în conducerea primăriei municipiului Deva, acea zonă de agrement de pe malul Mureșului, o zonă de agrement care să beneficieze de un lac artificial, de o pistă de biciclete pe dig, un proiect amplu, iarăși îl văd trecut în proiectele Devenilor. Ștradul de la Bejan. Nu, mă bucură! Nu, aici vreau să ajung. Pe mine chiar mă bucură. Mă bucură pentru că înseamnă că după ce mă va ajunge să câștigăm primăria municipiului Deva și să avem majoritatea în Consiliul Local, sper să nu fie ipocriți acei candidați care acum ne-au trecut acele proiecte și au copiat proiectele de la acea vreme la PSRO-ului și chiar și a mele când am candidat în 2020 din partea ecologiștilor care s-a salut pe această cale și îndemn să vină alături de mine și să continuăm împreună proiectele în cadrul formațiunii AUR. Mă bucură enorm de mult că vor susține înseamnă acele proiecte în Consiliul Local pe care le vom face. Eu am venit să candidez pentru a duce acele proiecte la bun sfârșit împreună cu colegii mei din AUR și cu noul primar al municipiului Deva, Gabriel Ionașcu. Suntem o echipă puternică, cred că cea mai puternică echipă de consilieri și nu mă refer doar la mine și la Emanuel Clej, mai sunt și alți colegi, doamna Maier, avem un tânăr foarte bine pregătit, este Raluca Todea, oameni care au demonstrat în domeniile lor că pot să aibă un cuvânt în Consiliul Local și cred că noul Consiliu Local nu mai va fi un Consiliu Local formal în care să ridice doar mânuța ceea ce zice partidul, ci va fi un Consiliu Local format din oameni care poate să aibă o identitate și poate să pună în practică anumite lucruri pe care le vor cetățenii. Și ca să finalizez lista cu ideea, proiectele, nu? Deci foarte multe proiecte pe care le-am regăsit în spunea un candidat, am văzut că reducerea taxelor și impozitelor la minimul prevăzut de lege pentru societățile nou înființate. Păi, un proiect este bun, nu? Foarte bun, care l-am și votat în 2016, care l-am adus în Consiliul Local și este și votat. Din 2016 el funcționează pentru biroul pentru investitori. Alt candidat spunea că va face biroul pentru investitori. Biroul pentru investitori există, este condus de aceeași persoană din 2016, doar că nu mai a fost sau activitatea lui lasă de dorit în ultima perioadă, pentru că dacă ne uităm
la investitorii care au venit în Deva, rezultatul este aproape zero. Oare de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că oamenii se plâng, o mare parte dintre oameni se plâng de lipsa locurilor de muncă, a unor locuri de muncă bine plătite în special, și cumva toți își îndreaptă atenția către administrația locală în speranța că poate lucrurile se vor schimba, deși nu un primar înființează astfel de locuri de muncă, dar dacă vă uitați pe toate proiectele candidaților, toată lumea oferă locuri de muncă. Eu spun că ar trebui să oferim facilități pentru locuri de muncă bine plătite. Nici în afară de noi, și acum nu vreau să laud pe colegul meu, Gabriel Neașcandea, dar în programul nostru, pe care l-am gândit împreună o echipă mai vastă, fiecare pe expertiza lui, pe fonduri europene, pe administrație, spuneam că nu s-a ajuns să creezi doar locuri de muncă, trebuie să creezi și locuri de muncă bine plătite. Și asta cum o faci? Creând concurență. Deva are o singură șansă și cine spune altceva, minte. Deci singura șansă de a aduce investitori în Deva este să continue, și am văzut că iarăși vedeam pe pliante proiectul nostru Strada Depozitelor. Strada Depozitelor trebuie să continue până spre Sântu Halm. Acolo toate terenurile trebuie expropiate și cumpărate de către primăria municipiului Deva și creată acea zonă industrială a Devei, care din păcate nu a existat până acum. Noi în 2016 a fost unul dintre proiecte care am vrut să-l facem, am și cerut pe fonduri guvernamentale, era un proiect, încă o dată spun, în 2018 s-a schimbat conducerea, n-au mai vrut actuala administrație, toate proiectele noastre le-au pus în dosar, în sertar, unele dintre ele, iluminatul public stradal, vă aduceți aminte, 16 milioane de euro, semnat contractul, renunțat la el doar pentru că era făcut de Mareș și Mircea. Deci nu e normal. Erau proiecte care obținuseră și finanțare? Finanțare, bineînțeles. Sala sporturilor era deja pe lista CNI-ului cu finanțare. Au mers și au schimbat că nu e bună de 3.000 de locuri, vor să facă de 5.000 de locuri. I-am explicat atunci edilului, nu poți să faci de 5.000 de locuri, că nu o să primești finanțare, că nu avem destui locuri pentru a face, că erau și acolo niște criterii. Zic, m-am interesat, am stat zile și nopți și am muncit pe acel proiect. Nu că se face de 5.000. Iată că nu i-a aprobat, i-a respins proiect de 5.000 și a revenit ăla de 3.000. Dar ea trebuie să ia de la capăt. Cred că noul primar al municipiului Deva va trebui să continue, dacă există proiecte acolo, va trebui, iarăși spun cu regret, la fondurile europene, la primăria Deva, au fost niște persoane foarte competente și profesioniste. Dintre ele nu mai lucrează, cred că nici una, sau lucrează, dar la Hunedoara, la primăria Hunedoara, și iată că rezultatele se văd. De ce? Pentru că au trebuit să facă loc altor persoane și să vină cu alte viziuni ale dânșilor. Dar să revin la partea cu zona industrială. Cred că este singura șansă de dezvoltare a Devei și unul dintre proiectele pe care le vom repune și le vom redeschide în momentul în care vom ajunge în Consiliul Local va fi tocmai extinderea străzii depozitelor, mai ales că se va face și legătura la Sântu Halm cu autostrada și atunci acea zonă industrială, gândiți-vă că va avea ieșire direct la autostradă. Este aur curat pentru Deva și pentru deveni, doar că trebuie voință. Eu cel puțin am determinarea și resurse am dorința, financiare necesare, pentru că spuneați și de achiziționarea unor terenuri de către administrația locală și asta înseamnă bani destul de mulți. Înseamnă bani mulți, dar dacă ești chipzui, sunt acei bani în primăria municipiului Deva. Primăria municipiului Deva, exact cum spunea și edilul, nu este o primărie săracă. Dar când o să fac o comparație acum. Una este să fii cumpătat și să ai un buget ca într-o familie și una este ca unul, soțul, să meargă la manele și să dea așa cu banii, cum se întâmplă acolo la primăria Deva. Aici așa se întâmplă. Deci obișnuința de la manele... Dovezi că așa se întâmplă. Am dovezi că se risipesc bani publici, bineînțeles. Telecabina. Merge telecabina, nu. Cât pierdem? Că nimeni nu-și pune problema... Pe lângă faptul că a costat 4 milioane de euro, câți bani pierdem pe zi? Cine decontează acei bani? Îi decontează city managerul actual și primarul? Cum ați fi făcut dumneavoastră lucrurile dacă erați în locul lor? Cu totul și cu totul altfel. Doamna Petronela, în 2007, și o să revin, pentru că, de ce tot revin la anii ăștia? Pentru că în anii ăia s-au întâmplat foarte multe lucruri bune care puteau duce Deva într-o altă direcție.
colegul meu de atunci, director de la Serviciul Administrare Cetate, a venit și există oferta în primăria municipiului deva registrată. A fost în Austria să vadă o telecabină la, pot să spun firma, că nu Doppelmayr. Acea telecabină costa 1.200.000 de euro. Atât a primit ofertă, este oferta înregistrată la primăria municipiului Deva. De 36, identică cu telecabina care este acum. Mie mi s-a părut enorm de mult în perioada aia și am zis, bun, hai să încercăm să vedem la asta veche ce hibe mai are, să nu mai existe, să facem o revizie generală, dar zic, o să ne împuște de venit dacă dăm 1.200.000 de euro pe telecabină. Și la figurat, bineînțeles. La figurat, da. Iată că acum a costat 4 milioane de euro făcută cu o firmă care face pentru prima oară telecabină, că aici trebuie să înțelegem. Deci această firmă a făcut pentru prima oară, dragi de veni, telecabină. Ei n-au mai făcut, fac lifturi, fac scări rulante. N-au mai făcut telecabină. Deci ați fi apelat în primul rând la o altă firmă? M-aș fi pus în caietul de sarcini, în clară experiență similară, să mai fi făcut genul ăsta de ascensoare pentru urcarea pasagerilor, nu să vin să experimentez cu cineva. Doi, soluția tehnică este greșită. Ei trebuia să pună de la început niște acumulatoare la acea telecabină care consumă foarte mult la plecare și la schimbarea direcției. Știți că e în două unghiuri urcarea. Ei au făcut un cablu din economie, da? Iar acel cablu se tot blochează și dă senzorului de oprire și oprește telecabina și pune frânele respective. Costă 50-60 de mii de euro acele acumulatoare. Păi, ar putea din profitul care l-au făcut să cumpere acele acumulatoare, să nu mai suferim noi de venii și să râdă toți de noi. Vin autocare întregi. Deci mă doare sufletul când văd cum pleacă de aici spre Hunedoara și toată lumea ar fi vrut să urce pe cetate și nu poate vizita această frumusețe care o avem la Deva. De ce? Datorită incompetenței unor conducători care, în afară de a-și vedea propriile interese, nu interesează nimic. N-au fost în 4 ani de zile odată pe stradă, nu merg să stea de vorbă cu oamenii, de frica oamenilor, nu din alte motive, din frica oamenilor. Eu, dacă aș fi fost în locul lor, după toate, sau am văzut și eu acum o înregistrare care circulă pe rețele de socializare, păi nu vă supărați, mi-ar fi crăpat obrazul de rușine să vorbesc așa, să mă audă copilul și nevasta mea, în primul rând. A doua zi mi-aș fi dat demisia și aș fi plecat direct pe munte undeva și aș fi stat ascuns de rușine că încrăpa obrazul de rușine. Fiecare își asumă ceea ce spune și ceea ce asumă, face. Dar nu ține despre asta și de, discutăm da, ține astăzi, și de și moralitate despre... și de bun simț în fund și în urma urmei. Care ar fi soluțiile pe care le are AUR pentru a resuscita și turismul din Deva? Pentru că tot vorbim și despre această cetate, o emblemă până la urmă. M-aș duce mai departe de Deva și chiar a județului pe care o avem aici în municipiul reședință de județ. Este atât de simplu, doamna primară. Eu fac turism de peste 25 de ani și o bună perioadă de timp am fost în cei 3 consultanți de deschideri hoteliere și turistice din România. Am la activ foarte multe proiecte care le-am coordonat în domeniul turismului. Este simplu, spuneam. Continuăm ce am început în 2016, proiectele de turistice din 2016. Reînființăm Serviciul Administrare Cetate, care... Cu ce îi ajută sau cu ce vă ajută acest serviciu? Va trebui restructurat și SPIGM-ul și atunci vom face în proiectul nostru ceea ce înseamnă administrarea cetății, trebuie să fie o identitate clară. De ce? Cu buget propriu, cu administrare, nu numai a telecabinei. Vom lua și un trenuleț care să facă un tur al Devei, pentru că nu numai cetatea reprezintă Deva. SPIGM-ul din momentul de față va trebui, este un conglomerat foarte mare, care și el va trebui împărțit pentru că mai beneficiază și Strandul, ei au în subordine, și Strandul, și Aqualand-ul și toate alea. Aqualand-ul va trebui să treacă în domeniul de promovare turistică
ceea ce înseamnă administrare, cetate, ca și serviciu, dar cu componenta asta vom face niște pachete turistice în așa fel încât oamenii care urcă la cetate să aibă 50% gratis la coale, la strand. Important este să poată să rămână mai multe zile în Deva. 2. Tot ce înseamnă cetățean al municipiului Deva consider că și-a plătit cu vârși îndesat intrarea pe cetate, iar ei nu vor mai trebui să plătească bilete. Deci toți cetățenii municipiului Deva, care au contribuit prin taxe și impozite la această telecabină nefuncțională de 4 milioane de euro, că dacă împărțim 4 milioane de euro la vreo 50.000 de locuitori care sunt Deva, o să vedeți cât au plătit fiecare cetățean pentru acea telecabină. Cetățenii municipiului Deva trebuie să beneficieze de gratuitate la urcarea pe cetate și la Aqualand, pentru că Aqualand-ul este un bun al municipiului Deva plătit deja de către deveni. Acest serviciu administrare cetate, care îl vom reînființa, sau promovare turistică a Devei, termenul, ca și principiu, vi-l explic, va trebui să participe la târguri și să redevină ceea ce a fost în 2017, când a fost vârful de turiști în Deva, de vizitatori. De la 1,2-1,3% cât este acum gradul de înoptare în Deva, trebuie să ajungem cel puțin la un 2,6-3%, în așa fel încât cetățenii să petreacă cât mai mult timp, mai multe zile în Deva. Și încă un lucru foarte important, eu cred cu tărie că actualul centru pietonal trebuie extins. Cred cu tărie că trebuie extins până în dreptul statuii lui Decebal, adică până la cal. Deci, practic, de la parc până în... Da, pentru că aici trebuie să dăm un punct de valoare și centrului. Sunt o grămadă de spații, în momentul de față, pe centru, goale. Spații comerciale. Spații comerciale, care nu este normal. Cred că această zonă ar trebui să fie o zonă a teraselor, a restaurantelor, să beneficieze de facilități fiscale și gratuități din partea comunității locale, cel puțin în primii ani de viață, până își crește omul afacerea respectivă. Să plătești o grămadă de bani pe scaune, mese, pe spațiu pe care, de fapt, teoretic, primăria încasează o mică sumă din ceea ce înseamnă bugetul. Eu voi susține în Consiliul Local gratuitate pentru cei care au terase, fac turism, pentru tot ce înseamnă Horeca în zona pietonală, și se poate rezolva cu un pasaj subteran care să vină de jos dinspre biserică până la Regina Maria, se poate face pe fonduri europene, sunt programe în acest fel. Un pasaj subteran pentru mașini, în așa fel încât ceea ce înseamnă centru vechi să poată să fie, încă o dată spun, de la poșta veche până la cal, să fie o zonă pietonală. Din păcate nu se va putea 5 ani de zile interveni pe cea prostia asta de dale care s-au făcut în Deva. Este o de multe ori am spus, mă, du-te până la Hunedoara să vezi cum fac ei acolo. Dacă sunt nu trebuie să mergi la aceste piste, nu? La Oradea și la Cluj au fost, dar știți că e o vorbă la îmi spunea bunica de multe ori, Dumnezeu să ierte, acea vorbă că ai mers bou și ai venit vacă. Asta se referă la faptul că n-ai învățat nimic din pățania respectivă. Acea pistă de bicicletă, colegii mei de la AUR din Consiliul Local le-a dat o variantă să mai rectifice ceva, să mai poată să facă ceva să fie funcțională. Este un material plastificat, genul celor de pe terenul cauciucat, care se poate da la cal peste acele dale ca să poată fi cât de cât funcțional. Acum eu văd, am văzut că pun covorul roșu. Deja au pus covorul roșu, pregătesc pentru noul primar Adevei, Gabriel Oneaș, cu covorul roșu, dar este o soluție așa populistă, făcută pe... Sunt foarte multe. Deci trebuie doar bunăvoință. Doamne, trebuie omenie și bunăvoință. Nu trebuie să fii cum să spun eu, specialistul. Niciunul dintre noi nu putem fi specialiști pe toate domeniile, să zicem, Doamne, știm absolut tot. Nu! Dar de aia ai o echipă, de aia ai cetățeni, pentru că
credeți-mă, atâtea lucruri bune afli de la oameni, care nici nu te gândeai la ele. Deci poți să mergi într-un cartier și să spună o persoană simplă, să-ți dea niște sfaturi, care poate nici nu le luai în calcul. Important este să le pui în practică și să faci ce-și dorește omul la el în cartier. Nu ce vrei tu spuneți să faci. Spuneți că trebuie cumva făcut o echipă între administrație locală, Consiliul Local și cetățeni? Noi la AUR ne-am împărțit zonele, consilierii locali vor avea obligativitatea și acest lucru vreau să vă spun că este stipulat în contractul nostru de candidat. Va trebui săptămânal să ne alegem câte un cartier și să mergem să facem acele care audiențe în aer liber. Fiecare consilier local va merge în cartier și va face AUR. Vorbesc de consilierii locali AUR. Tocmai de aceea, dragii mei, vă îndemn să mergeți la vot și să ne dați votul vostru, pentru că un consiliu local cu Clej, Mareș, Todea, Maier, va fi un consiliu local în care cuvântul dumneavoastră se va face foarte bine auzit. Credeți-mă, suntem hotărâți și determinați să ducem lucrurile, să le terminăm cele începute cu ani în urmă și de asemenea să mergem cu proiectele noi pe care le avem în Alianța pentru Unirea Românilor. Spuneam așadar, că asta vă propuneți ca săptămânal fiecare consilier local AUR să fie într-unul dintre cartiere în care să ia pulsul cartierului, să ia dorințele oamenilor, să le ducă în consiliul local, așa fel încât să putem să le rezolvăm cât mai repede. Și încă o dată spun, am convingerea că lucrurile se vor schimba în bine în Deva după plecarea actualei administrații. N-am niciun dubiu că vom avea primar nou în Deva. Cu siguranță pe 9 iunie actuala administrație își va face bagajele. Din păcate mai va trebui să stea, să mai suportăm încă 3 luni de zile, că așa e legea, și noul Consiliu Local și noul primar Gabriel Onașcu se va instala doar pe data de doar în septembrie-octombrie, dar oricum putem să fim acolo și să facem deja presiune pe ei. Vom merge la ei în birouri și vom sta să nu facă prostii, vom veghea în cele 3 luni. Când știm că vom fi deja consilieri primar, vom sta pe acolo pe ei și vom încerca să-i facem să nu mai, măcar să nu mai facă prostii, să lase lucrurile, pentru că au stricat destul ceea ce au construit predecesorii lor. Mai avem, cred, vreo 2-3 minute din această emisiune. Și mai aveți aici sute de întrebări pentru mine, dar cred că devenii au mai multe întrebări pentru dumneavoastră. Cu devenii mă văd chiar acum de la dumneavoastră, la ora 5, suntem prezenți iarăși pe teren, de aici, din emisiune. Cum a fost această primă parte a campaniei electorale? Să știți că, spre uimirea mea, a fost mult mai liniștit decât restul campaniilor. Asta poate și pentru faptul că actualul primar nu iasă în oraș, nu iasă printre oameni, și atunci am fost doar restul partidelor. Chiar ne-am întâlnit cu adversari politici și ieri, ne-am întâlnit în Dacia, candidații și-au dat mâna, ne-am salutat, pentru că cred că asta este drumul. Trebuie să existe, să fim umăr la umăr în această construcție. Nu contează, în momentul în care am ajuns în Consiliul Local, va trebui să dăm dovadă de maturitate, iar dacă un proiect este bun, nu contează că a venit de la formațiunea X sau Y. Trebuie să votăm lucrurile importante pentru oraș. Și cred că este chiar o campanie atipică un pic, adică mie mi se pare foarte curată campania. Noi, cel puțin la AUR, am dus o campanie foarte curată, venită pe argumente, nu am atacat pe nimeni. Acum nu putem nici să nu spunem ce vedem, e clar, dar simt de asemenea în rândul devenilor o dorință de schimbare fantastică. N-am simțit-o nici în 2016 atât de putere. Acum este cred că de 2-3 ori mai mare. Este o dorință de a da un restart orașului nostru și sunt sigur că va fi și prezență la vot. Vor veni, noi avem foarte mulți simpatizanți în Deva. Cu siguranță nu îi vom dezamăgi, iar pe 9 iunie o să vă spunem și locația unde vă așteptăm cu toți cei care mergeți la vot, simpatizanți AUR, să sărbătorim victoria noastră, victoria voastră, pentru că de fapt
Este o victorie comună. Vom fi alături cu candidatul nostru, Gabriel Ionașcu, la funcție de primar și de consiliul, consilierii locali. Ne vom strânge într-o piață și vom sărbători această victorie. Eu personal, pentru cei care mă știți și cred că puțin care nu mă știți, știți că sunt un om care m-am ținut totdeauna de cuvânt. Am încercat să fiu în mijlocul devenirilor și la fel vor fi și colegii mei. Vă așteptăm pe 9 iunie să dăm cu ei de pământ, să le arătăm că voi sunteți mult mai puternici decât ei doi cocoțații din fruntea primăriei. Un mesaj destul de tranșant. Tranșant. Așa, este un mesaj că așa sunt eu. Eu sunt un om bătăios, sunt un om dârs. Drept dovadă că m-am bătut 4 ani în instanță cu actualul edil și am câștigat. Am dovedit că am mințit când a spus acele lucruri despre mine. Dar iată că încet, încet, mult mai mulți cetățeni încep să spună cine este de fapt și care este caracterul acestui cocoțat în fruntea primăriei Deva. Oamenii până la urmă vor de la dumneavoastră să vadă ce vă doriți pentru Deva și așa în ultimele secunde, ce vă doriți pentru Deva? În 20 de secunde. În 20 de secunde îmi doresc ca următorul consiliu local și următorul primar al municipiului Deva să lucreze pentru Deveni. Este cea mai mare dorință a mea, este o dorință pe care sunt convins că va fi posibilă să lucrăm cu toții pentru Deveni, să nu mai existe orgolii, să nu există răutate în cei care conduc orașul. Asta nu va duce decât la un progres pentru cetățeni. Îmi doresc ca copilul meu, care are 17 ani, să rămână în Deva. Mai îmi doresc să mai aduc o facultate, două în Deva, așa cum am adus Academia de Studii Economice în 2017 în Deva. Aș dori să facem un mic centru universitar și copiii și tinerii, chiar și din alte orașe, să vină să studieze în Deva, să rămână în Deva, pentru că Deva are nevoie de tineret. Este un oraș care încet, încet se depopulează și sunt câteva lucruri prin care putem să ținem oamenii aici. Deci asta e cea mai mare dorință, Consiliul Local și primarul, următorul primar al municipiului Deva, să lucreze pentru Deveni. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, mult succes, mare drag. Vă doresc în continuare, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi, rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV.